Sepp și Paul Iaș, primul meci al etapei cu numărul 22, suferit în urmă cu câteva săptămâni. Mitrea, Tincu, Purece, Kovac, Jesus Fernandez, Bairović, Dimitrov, Marković și Fofana vor trebui să mai aștepte încă vreo 8 zile pentru a intra în programul normal al echipei. De aceea să nu ne surprindă faptul că au mai apărut niște jucători noi la Sepsi și defensivei celor de la Sepsi Oișca, iată din nou probleme pentru trupa lui Leo Grozavu. Și este gol! Golazo, minutul 2! Vega Alvarez deschide scorul pentru Iași, unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon în Liga 1. Înscrie de la 25 de metri. Aprinde un șut formidabil. Nu știu ce avea să facă mai bine, ce putea să facă mai bine Feher. Cu Petrila încercând o acțiune individuală, trece de un prim adversar, se cere penalti și se dă penalti pentru Sepsi și vine și cartonașul galben. Este acolo Onea care spune că mingea l-a lovit în piept. Vedem, așteptăm relorile. Dar nu sunt proteste vehemente. Cred că Onea realizează greșeala pe care a făcut-o. Nu, este mână. Din mână, într-adevăr, îi se duce în piept. Este mână. Minutul 17, Fulop și este gol! 1-1, foarte aproape, însă foarte aproape, Ianoș Brânză să respingă acel balon, vom avea reluarea. 1-1, minutul 18, reacția lui Leo Grozavu este locventă. Portarul Iașului lasă un picior acolo, în zona centrală a porții. Am revăzut și faza pentru care s-a dat penalti. De aici vedem mai bine cât de aproape a fost Brânză să oprească această minge a lui Fulop. Lege avantajului, pericol posibil în careul celor de la Polia și Golovka pierde un tempo, Golovka și este gol! 2-1! Iași surprinsă de acest contraatac blitz și destabilizată total în defensivă. Iată-o pe Sepsi. Unde n-a trecut mai multă vreme de la golul marcat de Fulop din penalti. Gianfranco stă bine, vede faza, nu se elimină făcând pasul în spatele liniei defensive a Iașului și o minge ușor deviată. Golov care reușește să dea o pasă decisivă. Jocul a intrat așa într-o stare de luptă la zona, în zona centrală. Îl vedem acum pe Golovka! Gol! Seara Eurogolului, golurilor la Sfântul Gheorghe. Înscrie și Golovka. Repriză fantastică pentru el, pasă decisivă și gol superb, gol formidabil. Încă o dată faza, primește acolo între doi adversari, nu-l atacă nimeni. Mihalache stă în expectativă, preferă să tatoneze, să îi închidă, să-i blocheze colțul lung. Dar Golovka reușește un gol superb, trimite... Revine imediat acolo și este gol! Seara golurilor superbe, seara golurilor memorabile la Sfântul Gheorghe, înscrie Calcan, 3-2 Sepsi Iași. Un sfert de oră care se anunță electrizant, palpitant aici la Sfântul Gheorghe. Reușită fabuloasă, iată cât de bine a așteptat Calcan, a intuit perfect, s-a retras puțin și lovitura este una imparabilă, pleacă bine acolo pe plonjon, Bela Fer, însă... Atenție, Calcan vine din spate și este gol!
Iașiul egalează dramatic. Gaitan în minutul 94, în ultimele secunde ale meciului. Un nou 3-3, un nou thriller cu Sepp și în teren. După 3-1 la pauză, Iașiul restabilește egalitatea eroic, aș spune, aici la Sfântul Gheorghe. Iașiul merita să restabilească egalitatea. Se poate vorbi despre oboseala celor de la Sepp și despre faptul că această echipă este dinamitată de virus în această perioadă. Sepp și al treilea egal consecutiv cu goluri multe. 3-3 la Ovidiu cu Viitorul, 2-2 cu Voluntar după ce Sepp și-a condus cu 2-0 și acum 3-3 cu Poli Iași după ce Covăzneni aveau la pauză 3-1.